Dacă alte localități au venituri mai mari pentru că au și investitori în zonă, localitatea Golești nu își permite să viseze la proiecte mari. Primarul Dumitru Ropină recunoaște că a realizat din bugetul local atât cât i-a permis bugetul. În schimb, pe problemele de situații de urgență, intervențiile ar trebui să fie prompte. La situația care este acum, eu mă refer la bugetul meu, că am 4 miliarde, nu pot să fac nimic, dar totuși am făcut cât de cât în bugetul local. Am băgat central în primărie, în bugetul local am developat și schimb configurația a primăriei, am băgat LED-uri în mea public, am luat tractor, sărăriță, remorcă și am remediat un stadion la școală care era terminat să fie plasa, deci cât de cât așa mic cum este, totuși am făcut ceva. Acum pe 30 am licitația la proiectare pentru apă în cele 5 sate și după aia am putea după aceea să dăm la licitație pentru executare și avem dotarea dispensarului care deja ne-a venit televizorul și linoleul este, îl ținem acolo până când se apucă în la firma respectivă, dar totuși nemulțumirea mea ca primar care nu pot să o fac, deși ne-a dat guvernul, prefectura ne-a ajutat cu cei 4 cetățeni, ne-a dat materiale, dar treaba este că mai bine ne-am mulțumit să le și dea, dar prima fază trebuia stabilirea terenului să nu mai fugă cele 30 de gospodării, care deja păzuce plouă, păzuce trece, terenul se mișcă mereu. N-am primit niciun leu. Din contră, din banii care i-am primit pentru infrastructură, pentru drumuri, acum de la guvern, toți banii am băgat în calamități să putem cele în Opătești, în Vătășești, în Trăgănești, să putem să deplucăm, să intre cetățenii la gospodării. Până acum nu ne-a dat niciun leu pentru calamități, așteptăm. Dar oamenii nu mai așteaptă, vin mereu și ne întreabă când ne apucăm de stabilizarea terenului să nu mai fugă terenul. Terenul la vale. Da. Treaba este că nimeni n-a luat, noi am făcut demersul cei de la regional la Craiova pentru calea ferată. La noi acolo, satul Blidari, credem noi și alți specialiști că din cauza căii ferate s-a produs această alunecare. În ceea ce privește cele 4 familii sinistrate care au primit materiale de construcții, una deja le-a refuzat, invocând faptul că este prea în vârstă pentru a se apuca de construit o casă. Celelalte 30 de familii afectate de alunecările de teren rămân într-o situație incertă, pe care tot guvernul României trebuie să o descălcească.